Zilele filmului românesc au revenit la bălți. În prima zi, toți doritorii au putut urmări Senatorul Melcilor în regia lui Mircea Daneliuc, un film care a făcut parte din competiția festivalului de la Cannes. Dorel Vișan interpretează un senator aflat într-o vizită într-un sat unde trece prin evenimente comice în timp ce profită de ospitalitatea localnicilor, ignorându-le problemele. Domnule, știi ce aș mânca eu? Niște mirci. Mergi. El vorbește despre abuzurile, nebuniile, extremele din politică și oamenilor politici, care nici măcar, pardon, nici nu sunt oameni politici, ci sunt veniți cu pluta și ajunși acolo din alte motive și alte calcule. Asta este valabil, cred că, peste tot. Anul acesta promite să fie și mai fructuos în acest sens, pentru că avem filme bune și foarte bune. Mizăm nu neapărat pe un public numeros, cantitativ, mizăm pe un public cu adevărat implicat, interesat, care va avea niște revelații și de la această ediție. Tinerii din Bălți au fost curioși să urmărească un film românesc și au rămas impresionați de mesajul peliculei. M-a impresionat foarte mult din motivul că de mult nu am privit filme anume românești. Istoria lucrurilor a mers în mai multe direcții. Și politică, și natură, și dramă, și dragoste. Am aflat de la prietena mea. Tot ea m-a convins să plec cu ea. Mi-a spus că va fi interesant și merită să plecăm. Astăzi, bălțenii sunt așteptați să vizioneze Străjurii Deltei, un film de aventuri realizat de Liviu Mărghidan, dar și Maroco, al doilea lungmetraj realizat de Emanuel Pârvu. Mai avem și filme pentru copii, mâine avem și filme pentru tineret. Este Crai Nou, este un film făcut de o fată care a fost premiat la San Sebastian, deci iarăși pentru tânăra generație. Asta va fi la programul de închidere duminică. Deci sunt filme care sunt foarte bune de văzut, mai ales că accesul este gratuit. Zilele filmului românesc vor ajunge și la Soroca, Nisporeni, Călăraș și Cahul. Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Centrului Național al Cinematografiei din țara noastră, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și Uniunii Cineaștilor din România.